Okay, welcome back. Let's open our Bibles to the book of John, to the book of John chapter Deschidem 8. la Evanghelia după Ioan. And what I like to do is to at least attempt to explain a concept with regard to the book of Matthew. Și ce aș vrea să fac este să explic un concept ce ține de cartea Matei. And as you well know, when we first started on Monday, I introduced the book of Matthew by way of the book of John and the book of Isaiah. Și când am început luni, am vorbit din Matei prin prisma cărții Ioan și Isaia. And when you're working through Matthew and when you teach expositionally and preach expositionally, Când stai în Matei și predici și dai învățătură expozitivă, sometimes we forget to be evangelistic. uneori uiți să fii evanghelistic. Somehow you have to find a way in whatever passage you're in, okay, to come back to the gospel. Cumva trebuie să te întorci la evangelizare, la evanghelie, indiferent de pasajul în care te afli. Please don't forget that the congregation is what we call a corpus mixtum. That's the Latin term for the church is mixed. Nu uita că avem de-a face cu un corp mixt în adunare, termenul latin pentru adunarea mixtă, adunarea amestecată. We're going to have people that are born again believers in the church. We're going to have unbelievers. We're going to have religious believers. We're going to have morals. We got mixed of everything. Ai oameni născuți din nou, ai oameni religioși, ai oameni morali, ai oameni de toate felurile. But since we're working in the book of Matthew, which is really exalting that Jesus is the king, that's the main theme in Matthew. Și în timp ce lucrez în cartea Matei, care îl prezintă pe Isus ca împărat, asta e tema cărții. And if you remember yesterday, we were trying to finish up with the idea that God made three major moves in intervening in the history of man. Și dacă mai țineți minte, ieri am încheiat pe ideea că Dumnezeu a avut trei intervenții în istoria lumii. The first time he intervenes in the history of man is through the person of Abraham. Prima intervenție a fost prin persoana lui Avram. And that's for the purposes of making sure that the Messiah would arrive. Și asta cu scopul de a se asigura că va veni Mesia. And then the second time he intervenes is through the life of David, King David, and his A lineage. doua, a doua intervenție a lui Dumnezeu a fost prin viața împăratului David. And then the third time he sends Jesus in the incarnate, okay, onto earth. And that's the third major move. Iar a treia mișcare majoră a fost prin însăși întruparea lui Isus Hristos. And I think that what we forget is that Matthew affords us an opportunity to go through other places in the scriptures, Old and New Testament, to present who Jesus the Messiah is. Și cred că Matei ne oferă posibilitatea să mergem în alte pasaje din Scriptură și să vedem cine este acest Mesia. So we left off on that third major move where God made, when he sends Jesus now, his son, his person in the incarnate, right? And that is to present the Messiah in living color. Am lăsat cursul de ieri la acest punct al încarnării, întrupării lui Mesia în persoana lui Isus, ca să vină să rezolve problema lumii. So I would like to draw your attention to the book of John chapter 8, and I want to look at verses 54 to 58. John chapter 8, verses 54 to 58. De la Ioan, capitolul 8, versetul 54 la 58. In verse 54, Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God." Isus a răspuns, "Dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, el despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru." And you have not come to know him, but I know him. And if I say that I do not know him, I will be a liar like you. But I do know him and keep his word. Totuși nu-l cunoașteți, eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui.
Your father, verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and he was glad, and it was glad. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham? N-ai nici 50 de ani, au zis iudeii, și l-ai văzut pe Avram. Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, eu sunt. Now you can imagine at this stage, the Jews, their heads were spinning off their heads. Right? Their heads were spinning off their shoulders. În momentul ăsta deja iudeii au ajuns să aibă capul ca girofarul, să li se miște creierul în toate părțile. This man must be a lunatic. He's crazy. Omul ăsta e lunatic, e nebun. But isn't that the typical reaction of religious people? Dar nu este de fapt asta reacția tipică a religioșilor. For all of the religiosity that we have, it's amazing how little faith we actually display. În mijlocul atât de multă religiozitate pe care o arătăm, e uimitor cât de puțină credință avem. And what we have in the book of Matthew, even though we're reading the book of John, ce avem în cartea Matei, deși acum am citit din Ioan, is the proclamation of his deity. Este proclamarea divinității lui. It's his oneness with God the Father. Unitatea sa cu Dumnezeu Tatăl. There's the great authority of Jesus to make such a glorious promise. Este o mare autoritate din partea lui Isus ca să facă o asemenea afirmație și promisiune. Don't forget that the end of the book of Matthew, it ends with Jesus saying, all authority has been given to me on heaven and on earth. Nu uitați cum se încheie cartea Matei când Hristos afirmă toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. And that's why the book of Matthew extols the fact that he is the king. De aceea cartea Matei dezvăluie, arată foarte bine că el este împăratul. Now Jesus made four unique claims. Hristos a făcut patru afirmații unice. And I want to use the book of John to show you what he claims in the book of Matthew. Vreau să folosesc cartea Ioan ca să arăt pretențiile acestea patru ale lui Isus în Matei. The first claim is that Jesus claimed that he was honored by God the Father. Unu, Isus Hristos a pretins că el este onorat de Tatăl. That was a shocking concept, a shocking idea, and a shocking statement. Aceasta a fost o afirmație șocantă, un concept șocant pentru oamenii să audă. But the Jews misunderstood him. Însă iudeii l-au înțeles prost. Jesus was not out to honor himself. Iisus nu era acolo ca să se onoreze pe sine. Because if he had sought his own honor, pentru că dacă își căuta propria onoare, that honor would amount to nothing. It would mean nothing. Onoarea aceea nu valora nimic. See, when a man is seen honoring and praising himself, când un om își caută propria onoare și se laudă singur, is it not considered false honor? Nu este aceea o onoare falsă, de fapt? You know, a lot of us like to run around tooting our horns, right? We blow our own horn. Multora ne place să trâmbițăm public ceva. People like to run around, look at me, look at me. You're looking at a fool. Oamenilor le place să spună, uitați-vă la mine, uitați-vă la mine. Și de fapt asta este o nebunie. And we have to understand that self-honor is discounted. It is absolutely discounted always. Auto-onoarea sau onoarea de sine este nesocotită, este nevaloroasă. And if we're honest, self-honor is considered absolutely distasteful. Onoarea de sine, când o caută cineva, este dezgustătoare. And it does turn other people away. Și îi face pe oameni să întoarcă spatele. Let's be honest. Self-honor does not attract anybody. It doesn't attract people. Să fim sinceri, onoarea de sine nu atrage pe nimeni. However, there was one who honored Christ. His father honors him. A fost cineva care l-a onorat pe Hristos, tatăl său l-a onorat.
This is at the heart of the book of Matthew and why the Jews were rejecting him. Asta este inima cărții Matei și motivul pentru care iudeii l-au respins. Haven't you noticed that God does everything different from the way we do it? N-ați observat că Dumnezeu face lucrurile exact pe dos precum le facem noi? I mean, we as religious people try to put God in a little box inside our church and he's supposed to be like this, like this, and like this. Noi religioși obișnuim și vrem să îl încadrăm pe Dumnezeu într-o cutiuță și să fie cum ne place nouă, așa și așa și așa. And in religion and in the church, we refuse to admit that we do everything by high standards of personal merit of the person. Și în religie, în biserică, refuzăm să acceptăm ideea că noi facem lucrurile după standarde înalte, according to high standards and high standards of self-merit. Standardele înalte ale meritelor de sine. Right? We say, well, he deserves it because he has done this, this, this. She deserves it because she's done this, this, this. It's based on their merit and their righteousness. El a făcut asta pentru că merită asta, asta, asta. El a făcut asta, asta și asta, conform neprihănirii lor. Now, if we're honest, the church does that a lot. Dacă suntem sinceri, biserica se ocupă cu așa ceva. And then God comes along and does something completely different. Și vine Dumnezeu intervine și face ceva diferit. He decides to become a human being in the body of a carpenter from a place nobody respected. Decide să devină om în trupul unui tâmplar dintr-un loc pe care nu dă nimeni doi bani. Remember, it was the Jews who asked the question, can any good thing come out of Nazareth? Iudeii au pus întrebarea, poate ieși ceva bun din Nazaret? He doesn't come from the big city, he comes from a little village town. El nu a venit dintr-un oraș mare, a venit dintr-un sătuc. But this is how God operates. Dar așa operează Dumnezeu. Look, turn your Bibles, go back with me to Matthew chapter 3. Uitați-vă în Matei 3. And look at verse 17. În versetul 17. And very, very early on in the book of Matthew, we find God exalting the Son Jesus. De foarte, foarte timpuriu în lucrare, Dumnezeu îl înalță pe Fiul. When nobody knew who he was. Când nimeni nu știa de fapt cine este. Where did this stranger come from? De unde a apărut străinul ăsta? And he has an encounter with John the Baptist. Și are acea întâlnire interesantă cu Ioan Botezătorul. And let's be honest. Let's be honest. The Jews thought that John the Baptist was crazy too. Iudeii credeau de asemenea că și Ioan Botezătorul are probleme cu capul. I mean, how many people do you know who dressed like John the Baptist and ate what he ate? Câți dintre voi ați întâlnit azi vreun om care se îmbracă cum s-a îmbrăcat Ioan Botezătorul și mănâncă ce mânca Ioan Botezătorul? Let's see, Paula. What if John the Baptist walked into your church in Onesh like that? Paula, dacă vine un om ca Ioan Botezătorul la voi la biserică în Onesh. How many people say, "Welcome to our church"? Câți i-ar spune, "Binevenit la noi"? Crazy like that. Super costum. Can you imagine Marcel and the, what is it, 5, 6 churches that he has, or 10, I forget how many churches he has. Can you Marcel, imagine John the Baptist walking in your church? Cu toate bisericile pe care le păstorește, dacă vine Ioan Botezătorul la el acolo, cu borcanul cu lăcuste. And Marcel says, welcome. Și Marcel spune, bine ai venit. Your microphone. Your microphone. Yesterday died the last monk from Romania. He lived somewhere in the top of the mountains. In isolation and so unde? On. Unde a murit ăla? Nu mai știu, că au zis la știri, da. Ultimul monarh de ăsta, deci Sihastru. Ultimul mohican. Was he related to John the Baptist?
Era know. neamcu, eu am văzătorul, era neamcu. Strange, different from the other people. Mânca frunze. Well, you know, some of us are He that. was eating leaves. He was eating leaves, okay. Okay. But now just think about it. Now, at the very beginning of Matthew, it's God extolling, he's exalting Jesus, and people are going, who's Jesus? În chiar începutul cărții Matei, Dumnezeu intervine să-l înalțe pe Isus și oamenii spun cine e Isus? Now, the rest of the book of Matthew is revealing who Jesus is, but at the very beginning, who is he? Restul cărții, bineînțeles, descoperă cine este el, dar la început toată lumea întreabă cine este Isus? Now, God personally spoke from heaven and people were deaf. Dumnezeu însuși vorbește din cer și oamenii sunt surzi. Because in Matthew chapter 3 verse 17, pentru că în Matei 3 cu 17, and behold, a voice out of the heavens said, this is my beloved son in whom I am well pleased. Spune textul și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. People must have been turning their heads. Who's he talking about? Oamenii își întorceau capetele. Despre cine e vorba? It's the guy in the water who's being baptized. Despre omul din apă care tocmai s-a botezat. It's the guy who was all wet. Omul din apă care era ud. That's my son. Fiul meu. You will honor him. You will love him. You will adore him. You will worship him. You will obey him. Îl veți onora, îl veți iubi, îl veți adora, îl veți asculta. And people looking around, are you crazy? Și oamenii se uitau în jur și întrebau, ești nebun? Because that was the reaction of the Jews throughout the entire book of Matthew. Pentru că aceasta a fost reacția constantă a oamenilor în toată cartea Matei. Now Jesus has to defend himself. Acum Isus trebuie să se apere pe sine. Now remember, he had no problems dying. Hristos n-avea probleme cu gândul că va muri. He proved that because he went to the cross. El a dovedit asta fiindcă a mers la cruce. The issue was, it was in my hour, it's not my time yet. Problema, discuția era când merge Isus la cruce. Era programul meu, ora mea, nu când vreți voi. Jesus has to testify through the entire book of Matthew so that the coals of condemnation will fall upon a religion. Iisus trebuie să mărturisească pe tot parcursul cărții Matei pentru ca acuzația să rămână în picioare asupra religiei. It's one of those I told you so. Este un moment de genul v-am spus. Go back to me in John chapter 5. Turn your Bibles back to John chapter 5. Întoarceți în Matei 5. And look at verse 32. Ioan. John. John chapter 5, verse 32. Ioan, mulțumim de atenție. Ioan 5 cu 32. And look at the words here. He says, there is another who testifies of me. Who's talking? Jesus. Este altul care mărturisește despre mine și știu cine vorbește aici, Iisus. He says, there's another who testifies of me and I know that the testimony which he gives about me is true. Este altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. This is what the book of Matthew rejects. The people reject. Asta este ce au respins oamenii în Matei. It's at this point in the congregation that I have to say, how many of you are doing the same thing? Trebuie să te întorci spre adunare la punctul acesta și să întrebi pe oameni câți dintre noi, câți dintre voi nu faceți la fel. Do you know that people would rather follow what Marcel talked about, a monk, right? People would rather follow that monk in the mountain eating leaves than to follow Jesus. Oamenii sunt dispuși, cum zicea Marcel, să meargă după un călugăr care mănâncă frunze decât să meargă după Isus. You know, people are easily impressed. Oamenii sunt ușor de impresionat. Why do you think they follow the Orthodox priest with all of his vestimentos, you know, all of his dress? De ce credeți că oamenii merg după preoții ortodoxi în toate vestimentațiile lor?
You know, they like the big gold cross, the big silver cross. Exactly. Exactly. Le plac toate vestimentațiile, crucile mari. People are impressed with that kind of stuff. Oamenii sunt impresionați cu asemenea înfățișări. But here's Jesus running around with a tunic, right? God knows when the last time it was washed. Dar Isus umbla cu acea tunică pe el, cămașă, cine știe când a fost spălat ultima dată? Well, stay with me in John chapter 5, drop down to verse 37 and 38. Rămâneți în Ioan în capitolul 35 cu versul 37-38. He says, "And the Father who sent me, he has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form." Spune acolo, tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine și voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Now, I want you to notice what Jesus is doing. Vreau să observați ce face Isus. He makes a statement of fact. El face o afirmație faptică. And in that statement of fact, his next statement is, "You are not a believer." O afirmație dovedită, după acea afirmație spune, voi nu sunteți credincioși. Look what he says in verse 38. You do not have his word abiding in you, for you do not believe him who sent me. Și cuvântul din 38 spune, și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. You know, if you are honest and you would do a study of the Gospels very carefully, dacă sunteți cinstiți și faceți un studiu atent al evangheliilor, and you will look at the tone of voice by which Jesus repeatedly rebuked people. Și vă veți uita la tonul vocii lui Isus după care a mustrat oamenii. You would be shocked because the religious world has painted Jesus as meek and mild and very soft-spoken. Și veți fi șocați că lumea l-a portretizat pe Iisus Hristos vorbind ca un călugăr foarte blajin. I don't find that in the scriptures. Nu găsesc așa ceva în scripturi. I think this is where Marcel gets it from. Cred că Marcel are tonul acela. I cannot picture Marcel talking. Marcel se nervează și el. Foarte I just can't see that. His voice, his personality doesn't allow that. We don't want to upset Marcel because he's ugly too. Besides, you know, he's going to replace the monk. Cineva trebuie să înlocuiască călugărul. You know, but think about this very carefully. Hallelujah. If you really read the Gospels carefully, you'll be shocked at the tone of voice that Jesus used. Dacă veți citi evangheliile pe criteriul ăsta, veți fi șocați să vedeți ce fel de ton folosește Isus. Jesus wasn't afraid of anybody. Lui Isus nu i-a fost frică de nimeni. He wasn't afraid of the church, that's for sure. Nici de biserică nu i-a fost frică. You can rest assured, I'm not afraid of the church. Și să fiți sigur că nici mie nu mi-e frică de biserică. The problem with the church today, everybody wants to be politically correct. Problema cu biserica de azi este că toată lumea vrea să adopte corectitudinea politică. Do you realize the church is the one institution that is supposed to speak truth? Știți că biserica este instituția care ar trebui să vorbească adevărul? Now notice I said supposed to speak truth. Care ar trebui să vorbească adevărul? And we lie all the time in the church to each other. Noi ne mințim în biserică tot timpul. Because nobody wants to offend anybody, but nobody has a problem offending God. Pentru că nimeni nu vrea să ofenseze pe nimeni, dar nimeni are nicio problemă să-l ofenseze pe Dumnezeu. Now, for those who say that Jesus never claimed deity, pentru cei care resping ideea că Iisus a pretins că este divin, they are liars. Sunt niște mincinoși. Well, let me show you. Turn your Bibles to John chapter 8, verse 18. Să vă arăt în Ioan capitolul 8 cu 18. Verse 18. 8 cu 18. This is pretty clear. He says, I am he who testifies about myself, and the Father who sent me testifies about me. Now, what part of that we don't understand?
Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Ce parte nu înțelegem de aici? Now, we're good at receiving the testimonies of men, right? No, ne place să suntem buni la a primi mărturia oamenilor. Have you noticed how easy Christians are beguiled, are deceived? Ați observat cât de ușor sunt înșelați creștinii? Right? Somebody walks into a church and they all they have to do is say in Jesus' name and everything after that they believe it. Vine cineva la biserică și spune fraza în numele lui Isus și după aia orice prostie ar spune îi crezut omul. I mean, just listen to most modern day Christian songs. As long as they throw the name of Jesus in there, everybody goes crazy over quote unquote a Christian song. Gândiți-vă la muzica de astăzi care doar fiindcă îl menționează pe Isus sau Dumnezeu, indiferent ce are pe acolo prin ea, este îmbrățișată și toată lumea o acceptă. The lyrics don't have to make sense, they just have to include the name Jesus. Versurile, chiar dacă n-au niciun sens, sunt ciudate, important e că Isus pe acolo prin versuri. So, any payaso, any clown can walk into your church, right, and just say Jesus' name and they give him the pulpit. Orice rătăcit care umblă prin biserici și îi se dă amvonul, doar numele lui Isus trebuie să-l spună, să spună parola și ok. No. If we're willing to receive the testimony of men, why don't we receive the testimony of God? Dacă suntem dispuși să primim mărturia oamenilor, de ce nu să facem la fel cu mărturia lui Dumnezeu? Well, turn your Bibles to 1 John chapter 5, the epistle of 1 John chapter 5, and let's look at verses 9, 10, 11, and 12. Să mergem la 1 Ioan 5, de la versetul 9 la 12. He says in verse 9, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that he testified concerning his son. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o el despre Fiul Său. He says the one in verse 10, the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning his Son. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. In verse 11, and the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. In verse 12, he who has the Son has the life, and he who does not have the Son of God does not have the life. He's talking about eternal life. Cine are pe Fiul are viața, e vorba de viața veșnică. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. I am amazed how many Roman Catholics tell me, I believe in God, but this thing about Jesus I'm not too sure of. Sunt șocat când aud pe catolici care spun, eu am credință în Dumnezeu, dar chestia asta cu Isus nu prea mă asigură, nu prea sigur de ea. So I have to ask him, you must be talking about another God, the God of your imagination, because it can't be the God of the Bible. Eu le zic, cred că tu vorbești de un alt Dumnezeu, un Dumnezeu imaginației tale, dar nu e Dumnezeul Bibliei. That's the reason why in Latin America I use the Roman Catholic Bible to preach from. Now the Christians get upset at me, but the Catholics understand it. Ăsta e motivul pentru care aici în America Latină eu folosesc Biblia Catolică, unii nu mă prea agrează, pocăiți de noștri, dar eu știu de ce fac asta. I mean, the Christians will send me to hell. Creștinii protestanți mă trimit în iad. But the Roman Catholic Bible says the exact same thing as the Protestant Bible, except for the Apocrypha. Însă Biblia Catolică spune exact ce spune Biblia protestantă, cu excepția apocrifelor. In fact, if you ever do a Hebrew study and a Greek study of the Roman Catholic Bible, you will find it's a better translation. De fapt, dacă vrei să studiezi varianta în ebraică, în Vechiul Testament, vei vedea că Biblia Catolică are o traducere mai bună decât a noastră. That's because they had the best scholars in Hebrew and Greek to study it.
pentru că au avut cei mai buni cărturari în greacă și în ebraică să o studieze. And Hello. that's why Go ahead. and that's why Charles Spurgeon called the Catholic Church the masterpiece of the devil. The Exactly. masterpiece of the devil, because they used the truth and they also infiltrated the lies in a very subtle way in the exactly. religion. Say that in Romanian. Și ăsta e motivul pentru care Charles Spurgeon în 1860 numea Biserica Catolică capodopera satanei. Pentru că spunea că în mod foarte subtil au infiltrat minciuna prin cuvinte, în mod insesizabil. Yeah. They have an excellent translation. Au o traducere foarte bună, excelentă. But their religiosity, okay, is completely disconnected from their translation. Their practice Dar, is disconnected. Religiozitatea lor este complet deconectată de de traducerea lor, trăirea lor deconectată de Biblie. So when I preach with the Catholic Bible, I say this is exactly what it says. Now let me show you what the Protestant Bible says, and it says the same thing. They're in shock. Eu predic cu două Biblii, le spun din Biblia lor prima dată și după aia le arăt comparativ cu Biblia protestantă care e la fel și e șocat. So when I read 1 John chapter 5 verses 9 to 12, it says the same thing in the Roman Catholic Bible. Când le citesc 1 Ioan capitolul 5 cu 9 și Biblia lor spune exact ce spune Biblia noastră. Ei sunt when, when I read John chapter 8 verse 18, it says the same thing. Și Ioan capitolul 8 cu 31 spune același lucru. Every scripture that we're sharing here, it says the same thing. Orice verset pe care l-am împărtășit aici spune același lucru în Biblia catolică. The fact that their practice is from the devil, that's another issue. Practica lor fiind de la Satan este o altă chestiune. Now, I want you to note the phenomenal claim, who is Jesus' father? Vreau să ne uităm la afirmația fenomenală legată de cine este tatăl Domnului Hristos. And when I say this with Catholics, they're in a state of shock. Și când spun catolicilor lucrul ăsta, iar au un șoc enorm. I mean, think about it. How many people do you know can run around and say, God the Father in heaven is my father? Câți dintre voi întâlniți oameni care spun, Dumnezeul din cer e tatăl meu? Especially when we get to the book of Matthew and Jesus is walking on earth. În special când ajungem în cartea Matei și Iisus umblă printre oameni. And remember, from the perspective of Judaism, they never saw God the Father in heaven as a personal God. Și țineți minte că în cultura credinței iudaice, ei niciodată nu l-au văzut, nu l-au perceput pe Dumnezeu ca un Dumnezeu, ca un tată personal. And when Jesus said that he is my father, he changed the entire paradigm, the dynamics of the relationship between the people and God the Father. Când Iisus afirmă, El este Tatăl meu, schimbă toată paradigma, întreaga dinamică a relației dintre credincioși și Dumnezeu. And if you didn't know this, this is one of the incredible, phenomenal statements that when the Muslim finally understands it, they'll come in thousands to Christ. Este o afirmație fenomenală pe care atunci când, de exemplu, musulmanii o înțeleg, vin la credință cu miile. Because they understand that Muhammad and Allah is not their father. Pentru că atunci realizează că Mahomed nu este nici un tată al lor și nici Allah. But when they come to that understanding, it's amazing how they come in the thousands. Și când ajung la acea înțelegere spirituală, ei vin la mântuire cu miile. And in Matthew, we get the answer to this question. Who is Jesus' father? Because he claimed God to be the father. Și în Matei primim acest răspuns. Cine este tatăl lui Iisus? Și asta spune chiar el, pentru că el mărturisește cine e tatăl lui. But let's stay in the book of John. Turn your Bibles back to John chapter 8. Rămânem tot în Ioan, în capitolul 8. And see this in verse 54. În versetul 54. Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, and of whom you say, he is our God."
Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic, Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. That at first was a shocking statement to the Jews. Afirmația asta a fost șocantă pentru evrei. Which is why they spend all their time vehemently denying Jesus in the book of Matthew. Motiv pentru care petrec tot timpul negându-l pe Iisus în mod vehement. Because generally speaking, Judaism never saw God the Father as the Father. They saw him as God, Jehovah, Yahweh, Adonai, pentru, but they never saw him as Father. Pentru că evrei niciodată nu l-au văzut pe Dumnezeu, Jehova, ca tată, în niciun fel. L-au văzut ca Adonai sau sub alte, alte forme. And as we come back to today, in 2023. Și astăzi, dacă ne întoarcem la 2023, He's the God who men so often profess as their God. El este Dumnezeul mărturisit ca Dumnezeu de mulți oameni. But. Dar. He's the God who men do not really know. Este Dumnezeu pe care oamenii nu îl cunosc cu adevărat. I was dealing with a couple last night. Vorbeam cu un cuplu aseară. They served in a church, in a church for 7 years in worship and leadership in different positions in the church for 7 years. Ei au slujit timp de 7 ani într-o biserică în poziție de conducere cu muzica, cu alte aspecte de conducere. In all kinds of positions. În tot felul de poziții. Very active. Foarte activ. But they don't know who God is. Dar au concluzionat că nu știu cine e Dumnezeu. It's pretty amazing how you can be in the house of God and miss God. Este tare uimitor să fii în casa Domnului și să îl ratezi pe Dumnezeu. Just imagine for me for a moment. Imaginați-vă pentru un moment. You go to Eunica's house for 7 years. Te duci la în casa lui Ionică timp de 7 ani. And you're there every week. Și ești acolo în fiecare săptămână. And you never meet Ionică. Și nu te întâlnești cu Ionică niciodată. Is that possible? Este posibil. You eat his food? Mănânci la masa lui? He feeds you spiritually? Te hrănește spiritual. And you don't know who he is. Și să nu știi cine este. You're walking down the street and Unica is walking the other side of the street and you don't even know who he is. Mergi pe stradă, te intersectezi cu Ionica și nici măcar nu-ți dai seama că el este. In fact, on the same street that you're walking on, you can bump into Unica and you still don't know who he is. De fapt, chiar pe strada pe care stă el, te lovești de Ionica și nu știi cine este omul. How many hundreds and thousands of believers are sitting in our church buildings and don't know who God is? Câte mii de credincioși stau în bisericile noastre și nu știu cine este Dumnezeu. That was the sad statement and the reality that we came to last night. Aceasta este afirmația și realitatea tristă la care am ajuns aseară. Look, men and women may say they know God. Multe femei spun că îl cunosc pe Dumnezeu. You know how they do it? Știți cum? They make all these professional statements, you know, these words that come out of their mouth. Fac tot felul de mărturisiri, de afirmații care le ies pe gură. They will agree with you and say this. Vor fi de acord cu tine și vor spune. God is the creator and the sustainer of all. They will say that. Dumnezeu este creatorul și susținătorul tuturor. They're even willing to worship and say, follow him. Ele sunt chiar dispuse să se închine și să-l urmeze. The problem is they don't know who him is. Problema este că nu știu cine este. They will even agree that God will look after you and care for you. Ele sunt de acord că Dumnezeu lucrează pentru tine. But they don't know who he is. Că îi pasă de tine, dar nu știu cine este.
And the truth is that these claims are only the imaginations of their minds. Și adevărul este că aceste pretenții, aceste mărturii sunt doar niște imaginații ale minții lor. These are only ideas. These are intellectual ideas floating in their mind. Acestea sunt niște idei intelectuale care zboară, plutesc în mintea lor. Now, I didn't invent this. Nu eu am inventat asta. You remember that Jesus said man does not really know God. Jesus said that. I didn't say that. Domnul Hristos afirmă oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. And he made this very clear. Și el afirmă lucrul ăsta foarte clar. Look, not only know God, but they don't know the true living God. Ei nu numai că nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu cel viu. Not really and not personally, they don't know him. Nu-L cunosc realmente și nu-L cunosc personal. Now, do you think I'm inventing that? Credeți că eu inventez ideea asta acum? Well, look how Jesus said it in the book of Matthew. Uitați ce spune Iisus în cartea Matei. In Matthew chapter 7, verse 21, he said this. În Matei 7, cu 21, Domnul spune. Jesus is very clear in his words. Este foarte clar în cuvintele lui. So when the pastor stands in the pulpit and he says, not everybody here knows God, people are offended. Nu toți care îl aud pe Dumnezeu îl și sunt mulți ofensați când îl well, in Matthew 7:21 he says avem interferențe. Mihai is fighting with his wife. Frate Mihai. Aleluia. Gracias. Mulțumim. In Matthew 7:21 he says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of God who is in heaven will enter. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. I make sure to quote that verse often in the church. Mă asigur că predic din acel citez acel verset de des în biserica noastră. Well, not only Matthew tells us that and not only John tells us that. Nu doar Matei spune asta și nici Ioan, doar. But that little book Mark tells us the same thing. Și acea carte scurtă numită Marcu ne spune același lucru. Well, look what he says in Mark chapter 7 verse 6. Uitați-vă ce spune în Marcu 7 cu 6. He said to them, rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. If you were really honest with God and with me and with ourselves here. Dacă sunteți cinstiți cu mine, cu Dumnezeu și cu restul de aici din grup. What percentage of the church, as you look at the church every week? Ce procent din biserica pe care o vedeți în fiecare săptămână? What percentage do you think? Now, you're not the judge. I'm asking you what you think would fall into this category of Mark chapter 7, verse 6. Ce procent din biserica pe care o vedeți săptămânal este cuprinsă în acest verset din Marcu 7 cu 6? Because he says in verse 6, he says, this people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Pentru că versetul spune, oamenii, norodul mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. What percentage do you think you see every week that fall into that category? Ce procent de oameni credeți pe care îi vedeți duminica credeți că sunt în această categorie descrisă aici? Now, just like the book of Matthew, people in chapter 7, people will tell you, don't judge me. Precum în Matei, oamenii îți vor răspunde, nu mă judeca, frate. Now, I can't judge your heart for salvation, but the scriptures clearly teaches me
to judge you based on the fruits. Biblia nu îmi spune să te judec dacă ești mântuit sau nu. Biblia îmi spune să te judec după faptele, după roadele tale. And that's what Jesus is doing here. Și de fapt asta face Domnul Iisus aici. So we know Matthew tells us that, we know Mark tells us that, we know John tells us that. Am văzut că Ioan afirmă același lucru, Matei afirmă și Marcu. What does Luke say? Ce are de zis Luca? Turn your Bibles to Luke chapter 6 verse 46. Luca 6 cu 46. And Jesus says this, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu? Now, what part of these are very simple words. What part of this we don't understand? Aceste cuvinte sunt foarte simple. Care parte nu le înțelegem din ele? You know, this is in spiritual grammar here. This isn't Holy Ghost grammar here. This is pretty simple. Este gramatica Duhului Sfânt, o gramatică simplă aici. Well, later on, remember when Paul sends Titus to the church? Țineți minte mai târziu când îl trimite Pavel pe Tit bisericii. Now, it seems to me that if you have one statement, you might have a question. But when you have multiple people saying the same thing, you better think about this very carefully. Când ai o afirmație singulară, e ok. Dar când ai multiple afirmații de genul ăsta, trebuie să te gândești foarte, foarte serios. In Titus chapter 1, verse 16, please turn your Bibles there. În Tit 3, 16. Titus chapter 1, verse 16. 1 cu 16. 1 cu 16. Tit 1 cu 16. The other one. He says, they profess to know God, but by their deeds they deny him, but detestable and disobedient and worthless way for any good deed. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, îl neagă, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Let me ask you this question. Să vă pun următoarea întrebare. Can you imagine quoting that verse directly to a church member in your church? Poți imagina să îi dai citatul acesta unui membru din biserica ta în mod personal? They'd be calling for your resignation. Să-l saluți în numele Domnului cu versetul ăsta. Ți-ar cere demisia. The board of deacons will be meeting tonight. Te-ar băga în ședință cu diaconii. See, remember I told you earlier, the one institution that we should speak truth in is the one that we lie in all the time. Instituția la care trebuie să îi adresăm cuvintele astea, instituția în care mințim tot timpul. Oh, okay, so you say, well, Brother Eddie, the problem is that you're just too rough with your words. Poate spuneți, frate Eddie, problema ta este că ești prea dur cu cuvintele. You know, Jesus, he was too rough with his words. Și Domnul Iisus parcă a fost prea dur. And you know, Paul, he was definitely too rough with his words. Și Pavel parcă a fost chiar prea dur și el. And we know Peter, he wasn't any better. Și nici Petru n-a stat mai bine. Ah, but the Apostle John, the Apostle of Love. Dar Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii. Well, let's find out what John says. Hai să vedem ce zice și Ioan. Turn your Bibles to the first epistle of John, 1 John chapter 3. Verse 18. Uitați-vă în 1 Ioan în capitolul 3 cu 18. Now, I don't know how John said this. Nu știu cum a spus Ioan lucrul acesta. Maybe John spoke to Marcel and decided to speak like this. Poate a vorbit ca Marcel și se adresa în felul acesta. He said, little children, let us not love with word or but in deed and in truth. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
I just can't see Marcel talking like that. It just doesn't. Nu mi-l pot imagina pe Marcel să vorbească în felul ăla. And if he does, I'm going to have a heart attack. God, take me home. Și dacă vorbește așa, am un atac de cord și spun Domnului să mă ia acasă. I'm going to say, thank you, Marcel. You're sending me home finally. Mulțumesc, Marcel, că în sfârșit mă trimiți acasă. What do you, is that how John presented it? Așa l-a prezentat adevărul. Especially when you read the four, you know, the Epistle of John is only five chapters. It's a little book, but let me tell you, it's a little hot book that just slaps you upside the head all the time. Cartea 1 Ioan este scurtă, dar te pleznește rău de tot peste cap. You see, Matthew affords the opportunity to go many places in the scripture to prove what Matthew's talking about. Matei îți conferă posibilitatea să te duci în multe locuri din scriptură să îți dovedească ce vrea să spună. Any questions so far? Aveți întrebări până aici? When once, twice, thrice, it's sold. Okay? Let's take our first 10-minute break. Pauză, 10 minute. John is very, very rough, tough in